Șoșoacă. De unde sunteți? București. Și cum ați trecut de filtru? Am trecut. Ușor. Fața lui Dumnezeu, nimeni nu-i uită. Mulțumesc din tot sufletul Poliției și Jandarmeriei Române pentru că sunt cu poporul român. Nu am întâmpinat nicio greutate, doar ni s-a spus de unde suntem. Păi nu vedeți numărul din București. Sper că nu ne opriți pentru că noi am venit pregătiți să trecem pe câmpuri și prin păduri. Nu e nicio problemă. De aici s-a răspândit în toate provinciile românești. De aceea românii de pretutinde sunt datori să vină măcarul dată de an la Vatra Părintească, aici la peștera Sfântului Andrei. Să ne rugăm pentru sănătatea poporului nostru, să fim frați pentru frați și nu frați contra frați. La o distanță unii de alții, să păstrăm toate regulile ca sănătatea noastră să nu fie pusă în pericol. Iubiți credincioși, iubiți polițiști, iubiți jandari, iată pentru noi astăzi este mare zi de sărbătoare, este sărbătoarea spirituală a tuturor românilor. În premiera care face pasul în față, în fața plutonului, cum s-ar zice, și iau atitudine față de aceste nebunii a lui Pan.